Bună seara, țimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salut și vă mulțumesc că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată și în această seară venim înaintea dumneavoastră cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat, un prieten, un uh, om al lui Dumnezeu, un slujitor deosebit. Așa că înainte de a da mai multe detalii despre tema din seara aceasta, haideți să spune un bun revenit fratelui uh, nostru, prietenului nostru, Pastorul Florin Stoica și, bineînțeles, vecinul nostru de, 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 lângă studio. Florin, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, mulțumesc de invitație, Cătălin! La vă, domnule, pentru cei care nu-l cunoașteți sau dacă îl știți, vă readuc aminte, Florin este păstor al Bisericii Isus Mântuitorul, Bisericii Baptiste Iisus Mântuitorul din București, un om al lui Dumnezeu, implicat în diverse lucrări și, de asemenea, un contributor de seamă al emisiunilor noastre. Florin, am bucuria să zic așa, să te pun din nou în dificultate, bineînțeles să ne punem împreună în, în dificultate de a căuta răspunsuri în Sfânta Scriptură. Ca de obicei, în această emisiune vorbim despre probleme care ne preocupă, pe care le auzim, pe care le vedem la știri. Lucruri care ne fac viața mai complicată decât credem noi că ar putea fi viața aceasta pe pământ. Dacă dăm drumul la trezor, vom auzi de foarte multe conflicte, de uh, probleme, de teroare, uh, de ură, de conflict la nivel personal între oameni, între națiuni, uh, conflagrații de acestea globale, uh, care, într-adevăr, ne pun în dificultate de a vedea ce se va întâmpla. Și știm că suntem limitați. Știm asta că Dumnezeu ne-a lăsat să vedem o parte din ceea ce ar trebui să vedem. Și din cauza aceasta trim uneori cu teama. Toată această nesiguranță a vremurilor în care te creează teamă, creează neliniște. Suntem oameni. Uh -huh. Și una din preocupările pe care o, o pe, pe care, una din preocupările pe care le vedem astăzi în jurul nostru este preocuparea aceasta a păcii și a războiului. Noi când ne întâlnim și astăzi, când înainte ne-am văzut, ne-am spus pace. Da? Și Domnul Hristos a zis șalom, pace. Dar vedem că de fapt suntem aducător de pace sau ambasador ai păcii într-o lume a războiului. Așa că astăzi uh, haideți să ne lăsăm puțin așa duși de uh, uh, dorința sa noastră de a afla ce ar trebui să facem în vremuri dintre acestea în care suntem între pace și în război. Nu putem. Ne dorim pace, dar știm că nu suntem în pace. Uh, sunt conflicte în jurul nostru, în jurul României. Știu că prin lucrarea pe care o faci, tu ești implicat și în Ajutorarea anumitor oameni care au fugit din preajma, ne Vorbesc de uh, cei din Ucraina care au ajuns și în România, și uh, slavă Domnului că au găsit și în România o bucană de pâine și un adăpost. Dar, hai să vorbim de ceilalți, de noi, care suntem oameni care ne dorim pace, vrem să trăim bine, dar suntem înconjurați și stăm să ne gândim, mai este Dumnezeu acolo? Ce vrea să facă Dumnezeu cu noi? Ce ar trebui să facem noi creștini? Ar trebui să ne îngrijorăm, ar trebui să fugim în păduri, în peșteri, să ne ascundem, ar trebui să punem uh, 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 ceva în agenda noastră de zi cu zi, ar trebui să ne rugăm, să citim. Sunt niște lucruri pe care oricum le facem, dar vreau să știm să ne vedem. Ce ar trebui să Cum să ne comportăm? Și în vremuri de pace, bineînțeles, cred că e important ca atunci când să știm ce facem, când e pace, și apoi când este. Hai să ne uităm ca de fiecare dată în lumina Scripturii, și, așa cum creștul, că ne învață Biblia de-a lungul multor, multor milenii de conflict, și uh -huh. de pace. Da. Domnul Iisus ne-a prevenit de vremurile acestea și El ne-a spus în Matei 24 Veți auzi de război și vești de război, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și cium, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Domnul Iisus ne-a vorbit în cuvânt și ne-a spus că vor veni vremuri de război. Mi-aduc aminte că citeam versetul acesta când era pandemie. Acum îl citim pentru că e război, același text, dar vorbește împreună de toate aceste încercări care vin peste, pământul întreg, și spune Domnul Iisus aici, acestea nu vor fi decât începutul durerilor. Când vorbește de dureri, aici este ca durerile nașterii, durerile unei femei, când trebuie să nască și durerile acestea vin la început mai rar și mai mici, după aceea se intensifică și ca durere și ca ritm, mai des, din ce în ce mai des. Până când va veni sfârșit. Și noi trebuie să știm că a început deja e începutul durerilor. Asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm din ce în ce mai des și mai intens. Și vedem că, într-adevăr, după pandemie, noi credem că ne revenim și când a venit războiul din Ucraina, și ce poate fi mai rău decât războiul din Ucraina? Când am văzut ce s-a întâmplat în 7 octombrie în Israel, atunci mi-am gândit, wow, cât de departe se poate ajunge. Și Domnului Isus vedem cât de relevant e când ne spune, vedeți să nu vă înspăimântați. Este foarte important pentru noi să rămânem echilibrați, pentru că în momentul acesta ne putem deregla ritmul de viață, prioritățile în viață și ne putem clătina sau, bineînțeles, ne putem turbura. Și eu cred că unul din lucrurile cele mai importante pentru noi creștini este să înțelegem ce sunt aceste conflicte, ce este cu ele, despre ce este vorba și dacă putem să spunem și în Ucraina, cât și în Israel este un război fratricid, Adică între frați. chiar și Ucraina cu Rusia, acolo sunt națiuni care au fost surori, sunt împreună acolo de ani de zile, de mii de ani de fapt. Și uh, Israelul și uh, Gaza, uh, ceva similar, în vorba de Ismael și de Isaac, doi frați uh, acelui, tată, unul este binecuvântat Isaac, celălalt născut din Roaba Agar și vedem că este un război de secole și acolo în Israel. Recunoaștem cu toți este ceva mai serios, măcar că e o țară mai mică. Totuși, conflictul acesta este mai serios pentru că vedem cum angrenează atâtea națiuni și atâtea tensiuni în toate aceste țări. Și cred că cel mai important este să înțelegem natura războiului. Adică faptul că este un conflict între Israel și Gaza, de Hamas vorbim, organizația teroristă, exact. Dar, de fapt, noi știm că este, de fapt, problema dintre Isaac și Ismael, care este nerezolvată și care nu se va rezolva decât, probabil, când vine Domnul Isus și El o va rezolva de plin. De aici putem să mai înțelegem și cât este de serios o eroare făcută de Avram. Avram, când i-a făgăduit Dumnezeu, vei avea un fiu, el, împreună cu Sara, Sara i-a zis, uite, eu pe roaba mea, Agar, naște un băiat, poate că el e fiul de care vorbește Dumnezeu. Și el a făcut, n-a fost bine. Vedem oamenii lui Dumnezeu când fac greșeli, erori. Cât de mult poate să dureze acea greșeală sau câte implicații în timp pot avea. Peste și, mii de ani. Peste mii de ani. Și noi acum ne uităm și înțelegem din punct de vedere spiritual lucrurile acestea. S-a întâmplat asta datorită acestui, acestei neascultări. Mici spune, dar uite ce efect are în timp. Știi, uh, acum ne aducem pe lângă faptul că tu ești păstor și na, și eu sunt în uh, pe care credință de o perioadă bună de timp. Nu uităm că suntem oameni, dar da. uh, nu știm nici noi cum am fi procedat dacă am fi fost avram la vremea respectivă. Uh -huh. Dar cazuri similare, dacă stăm, să știi că și noi trăim uh, teste dintre acestea care vin din partea de promisiuni sau uh, lucruri pe care Dumnezeu le are în plan cu noi, dar ceasul e la el, nu e la noi. Știi că el știa care va fi, când va fi uh, moștenitorul, da? uh -huh. cel, care, cel prin care toate națiunile vor fi binecuvântate, Avram și uh, copilul său Isaac. Acum Dumnezeu cu fiecare dintre noi cred că are un plan și de multe ori ne testează. Noi avem Problema asta cu răbdarea, cu așteptarea, cu sincronizarea ceasului nostru cu ceasul Dumnezeu și noi vrem acum, dacă se poate, da? Și problema asta, este o chestie pe care și noi o practicăm. Și noi și noi greșim la capitolul ăsta, este atunci când la o problemă, să spunem, la o încercare de la Dumnezeu sau o problemă spirituală, noi venim cu o soluție omenească. Cred că e. Na... Cel puțin, mie mi s-a întâmplat și am suportat consecințele sau supor uh -huh. consecințele. Avram a făcut aceeași greșeală, dar iată că Dumnezeu avea, știa ce se va întâmpla. Știa. Da. Dar nu e vina doar a asoției lui da. Avram, da? al sare care i-a găsit o soluție, i-a propus o soluție. E și lui că a acceptat. Da. Deci, când la o încercare care vine din partea Dumnezeu, vii cu soluții. Că soluții sunt. Imediat da, tu încerci da. să ieși din problemă. Vii cu o soluție absolut, 100%, care omenească și care a mers pe pământ, uh -huh. dar nu era cea bună. Adică, vezi cât da. te, te poate duce și noi ne gândim. Da. Te rog. Ideea este că noi de aici putem înțelege în plan spiritual că oamenii Lui Dumnezeu trebuie să rămână în ascultare de Dumnezeu. Orice ascultare are un efect. Un efect care poate fi temporal, adică pentru Avram și Avram a avut o tensiune în familie atunci când s-a născut Ismael și Sara nu mai o răbda pe Agar și a trebuit să apară o despărțire în familia lui, dar iată ce încercări grele apar între cei doi fii ai lui Avram. Este ani, sute și mii de ani și lucrul ăsta ne arată cât de important este umblarea noastră cu Dumnezeu în timp. De aceea noi trebuie să croim cărări drepte cu picioarele noastre și să fim modele, exemple pentru generațiile care urmează după noi și pentru copiii noștri în mod deosebit. Acum, conflictul ăsta Dumnezeu știm că îl va rezolva exact acum și la Adam, la, la Avram a rezolvat problema aceasta. Lucrul acesta se vede în scriptură prin faptul că a fost o greșeală, se spune că după ce el a intrat la Agar și s-a născut Ismail, 13 ani, Dumnezeu nu -a mai vorbit lui Avram deși îi spusese că se va naște un fiu din Sara și după 13 ani revine și îi face din nou promisiunea și Sara rămâne însărcinată. Acum trebuie să știm că au efecte neascultările noastre pentru moment, dar de multe ori efectele sunt mai grave peste ani, în timp. Da. Și conflictul acesta pe care îl vedem și la care suntem martori între Israel și Ismael este că eu nu cred că se va rezolva curând. Hai să spunem că Israelul încet, încet pune capăt organizației teroriste Hamas. Dar probabil urmează Hezbollah, s-ar putea. Nu se știe, nu putem să facem pronosticuri, dar de acolo s-ar putea să urmeze Iranul. Și atunci se, deci se escaladează și vor veni ciclic toate aceste lupte. Și Biblia ne spune că va veni o vreme când toate națiunile se vor strânge în jurul lui Israel. Deja ele încep să se strângă, în special americanii caută să creeze un fel de protecție pentru Israel, dar Biblia ne spune că rezolvarea va veni din mâna Domnului, deci din gura Domnului. El va va nimici vrășmașii lui Israel, dar până atunci va fi un necaz mare. Ideea este că noi ca și biserică, ca și credincioși, noi acum ne întrebăm, asta e întrebarea și a emisiunii, cum trebuie să ne purtăm în situații de conflict. Noi trebuie să ne pregătim. Pentru că dacă Domnul trebuie să vină să izbăvească pe Israel, noi așteptăm mai întâi răpirea noastră ca și biserică și apoi să vină Domnul Iisus și să izbăvească pe Israel. Asta ne spune nouă că timpul este foarte aproape. Asta ne spune că noi trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Um. Nu, nu plecăm de aici, că vreau să uh, discutăm puțin mai mult despre... Uh, plec de la ce puțin mai devreme despre intensitate și densitate da. a evenimentelor. Practic, lucrurile acestea, uh, istoric, s-au întâmplat de-a lungul timpului. Dar ceea ce, Care e dintre războaiele și bolile și necazurile care au fost de-a lungul istoriei cu cele de astăzi? Intensitatea și densitatea și e foarte bine. Uh -huh. Și acum, dacă uh, ne uităm la conflictele a care suntem martori, dar oricum am fi, uh, vedem, avem și români și în Israel, avem și, uh, și, în Ucraina la fel o comunitate, deci practic suntem legați foarte apropiați și de unii și de alții. Uh, ce se întâmplă acum prin uh, aceste, uh, să spunem, răspunsul la conflict, sunt doar niște... Uh, așa, niște încercări de a plana pe aici pe acolo, dar se pare că lucrurile nu se vor aplana de mult. Deci, Până nu va veni Domnul Hristos să aducă pacea, până nu va fi pacea aceea de plină, nu, se va, nu va fi pace, pur și da, simplu. Da. Iar na, Ierusalim, orașul păcii, tot timpul a fost în conflict. Foarte puțin a avut, a, a avut de-a lungul istoriei, momente foarte puține în care, într-adevăr, a fost pace și liniște. Dar majoritatea timpului a fost într-o -o, într conflagrație, într-un conflict de, de orice fel. E, Mă gândesc acum noi ca și creștin, că, până la urmă, asta este. Încercăm în zonă să ajutăm, să facem, să ne gândim, să peticim, să zic uh -huh. așa, puțin istoria. Dar noi nu știm că oricât ne-am ne -am dorit, noi, oricât de tare am fi ca armată, oricât de aport avioane am aduce într-o zonă, da, uh -huh. nu va fi pace. Israelul, el este momentul în care el încă se apără cu sabia. Uh -huh. El, vedem că are o armată foarte bine pregătită, este una din țările cel mai mult dezvoltate și militar și științific din orice punct de vedere. El încă se apără cu sabie de fier. Noi, creștinii, noi nu ne mai apărăm cu sabie de fier de 2000 de ani. Noi ne apărăm cu sabia gurii noastre. Spune că dacă cineva te blastămă, tu trebuie să binecuvintezi. Dacă cineva te lăvește peste un obraz, trebuie să-i întorci și în celălalt obraz. E diferența aceasta, vezi, noi ca și copiii lui Dumnezeu, ca și oameni născuți din nou, noi am renunțat la lumea aceasta și la împărățile lumii acesteia. Știu că a fost greșeli și din partea creștinilor cu cruciadele și nu era ceea ce ar fi trebuit să fie. Noi suntem oameni ai păcii, iar noi în conflictul acesta nu putem decât să ne rugăm, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul și pentru vremurile care vor urma. Nu spun asta într-un mod așa nepotrivit, ne, întâlni, ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul, adică vine război și noi murim. În sensul că noi știm că vor escalada tot mai mult aceste conflicte, vor crește în intensitate și în gravitate. Și uh, lucrurile se vor precipita. Lucrările, lucrările, lui Dumnezeu vor merge cum vor mai merge. Dar nu se știe cât și cum. De aceea noi ce trebuie să facem? Dacă cineva nu este întors la Dumnezeu, el trebuie să-și pună gândul veșnicii. Va trebui să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să fie pentru el o alarmă, un semnal de alarmă. Personal spun, anul acesta a fost unul din cei mai roditori, ani din ultimii da, deci de mult timp n-am avut așa în roditor ca acum și îmi dau seama de ce. În cauza conflictului. Am avut botez, acum iarăși voi avea un botez și sunt oameni care vin, efectiv îi simți cum ei își dau seama că gata, trebuie să rezolve cu Domnul. Au amânat, au stat ei în așteptare, nu mai gata, acum au venit, au venit și sunt gata pentru Dumnezeu. Eu cred că asta este cel mai important lucru pentru noi acum, ca și credincioși, să rezolvăm problema spirituală. Deci problema păcii cu Dumnezeu e prioritatea, nu? Exact, asta este prioritatea. Ceea ce se întâmplă în, în Orientul Mijlociu, eu cred că nu va va veni exact ca durerile nașterii la o femeie. A, a început, se va liniști, cum se va liniști, după aia iarăși revin. Da, și da. s-ar putea intensitatea să crească. Cine știe ce va urma? Eu cred că în ce, acum Israelul e tare și puternic. E grozav. Noi toți ne uităm admirativ la ei și am auzit pe oameni care uh, vorbesc la superlativ despre Israel. Și așa este. Sunt de lăudat. Încă. Dar uh, va veni vremea când vor fi copleșiți. O să, o să vină vremea când ei nu o să mai poată ajuta singuri și în cele din urmă ei vor striga la Dumnezeu și abia atunci vor fi izbăviți de, definitiv. Dar ei deocamdată sunt în superioritate tehnologică și, și alianțele încă sunt puternice și cât sunt, dar ceea ce trebuie să știm este că totul se îndreaptă spre finalul acela în care toate națiunile se strâng în jurul lui, iar el... Nu va putea să stea în față. Chiar vreau să ating subiectul acesta. Israelul este cumva uh, la cel mai înalt standard uman. Așa Datorită este. legii. Să știi când eram student la seminar uh, s-a făcut o statistică la un moment dat. de ce? Întrebarea s-a pus de ce Vrei? dau foarte mulți oameni buni în știință, în muzică, premii Oscar și așa mai departe, raportat la numărul populației, care e foarte mic. De ce? Și au ieșit două concluzii mari de acolo. Una. Ei se nasc cu legea în mână deci de mici ei citesc legea, nu sunt ca noi neamurile cu basme, cu tot felul mioritice. Nu, ei învață legea, adevărul, dreptate. Și asta ascute foarte mult mintea, s-a observat în timp. Așa erau și copiii puritanilor, ca și evrei. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, dacă e pus de mic în mintea unui copil, copilul acela devine foarte competent în viață, pentru că e învățat cu rigoarea legii, a dreptății și a adevărului. Al doilea motiv pentru care evrei sunt foarte bine, din punct de vedere Oman, uman, așa ca standard uman, este datorită prigoanei. El a fost prigonit tot timpul în istorie, tot timpul era în, în alte țări. Cu și bagajul a... făcut. Da, cu bagajul făcut. Și el nu avea o singură lege. Ori sunt cel mai bun, ori aici nu, nu rezist. Da. Pentru că el trebuia să, să supraviețească. Bun, el acum este în stadiul ăsta în care este foarte bine la nivel uman. Dar asta nu va fi suficient. De ce? O altă statistică spune că în Israel peste 80%, aproape de 90% sunt seculari. Da. Deci vrei, ei, chiar dacă se nasc cu Biblia în mână, o citesc cu Vechiul Testament, da? Tora, ei nu sunt religioși. Maj, marea majoritatea lor. Asta a fost șocul meu când am fost în Israel. Da. Am crezut că toți israelienii uh, sunt uh, practicanți ai legii mozaicei. Nu. Da. Chiar dacă ei de, de mici, într-adevăr, stând cu Tora în mână și învață, recită, dar pentru ei e ceva cultural. E ceva de națiune. A de istorie, da, istorie identitate. De identitate. Cred, ăla e Dumnezeu lor, îl cred, dar ei nu sunt spirituali, ei nu au da. legământ, nu sunt consacrați lui Dumnezeu, decât o foarte, o foarte mic procentaj de țara lor. Și atunci lipsa lui Dumnezeu din viața lui Israel face ca el să nu poată să facă față, cum spune în Biblie, rășmașilor. El poate să lupte acum, dar el nu va putea să-i extermine. De ce? Pentru că ei, momentan, ei nu sunt cu Domnul. Ei sunt țara aleasă și de asta trebuie să facem bine distincția. Sunt aleși, sunt prețioși, sunt ai Domnului Dumnezeu, are plan cu ei. Dar ei nu au spus da' lui Mesia. Există -ă, lucrarea mesianică crește în Israel și asta este o mare bucurie pentru noi toți. Dar încă este la un nivel mic față de populația țării. Și aici este mare nevoie. Ar trebui să ne rugăm momentele acestea pentru întoarcerea lor la Dumnezeu. Ei, ei Deocamdată fac față adversităților, dar izbăvirea lor va veni când ei se vor întoarce cu inima spre Dumnezeu. Iar ei încă stau departe de Mesia. Benjamin Netanyahu este unul dintre cei mai buni politicieni uh, între creștini și evrei și da, foarte bine să un... joace și îmi place, eu îl admir și îmi place ca și omul, îl, îl urmăresc de ani de zile el spune despre creștini și evrei zice, noi avem un bun comun zice, noi îl așteptăm pe Mesia dar și voi îl așteptați să revină da. uh, se joacă cu cuvintele dar totuși ei tot nu sunt de partea Domnului tot spunea da. că uh, cei mai buni prieteni ai creștinilor evanghelici sunt, uh, ai, evreilor sunt creștini evanghelici. Da, da, am am avut ocazia să stau de vorbă cu Dumnealui și uh, mereu a zis uh, undeva asta se întâmpla până în 2018. Dar fii atent, revin la ideea ta, pentru că da. mi se pare o, că am putea trage o concluzie foarte tare uh, și exemplul este clar, da, cea mai, cea mai, să spunem, imediată acțiune pe care a am putea o face noi ca oameni, fie că suntem evrei, fie că suntem de altă nație, în a preveni sau rezolva problema aceasta, conflictul la războiului, este să facem, prima dată, nu cu oamenii pace, ci pace cu Dumnezeu. Da. Da. că de aici este da. rădăcina... Exact. Și uh, asta, cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu, dar cei care sunt deja copiii lui Dumnezeu, sunt unii care sunt blocați și uh, noi știm, pocăiți aveam vorba aceasta, mai dacă satana nu poate să te oprească să te întorci la el, el încearcă să te oprească să fie activ. Exact. Adică un creștin în rezerv, inactiv, jos. Uh, noi trebuie să știm... În momentele acestea de conflict, Dumnezeu nu are nevoie doar de un om mântuit, ci are nevoie și de un creștin roditor, pe care se poată folosi. Războile acestea uh, au nevoie. Deci va trebui noi, ca și creștini, să fim gata să ne implicăm în trajitorarea refugiaților ucrainieni, să spunem, uh, donații și strângeri de ajutoare pentru da, financiare pentru Israel, în nevoile lor. Și eu cred că asta trebuie să facem noi acum vestindu-le Evanghelia în timpul ăsta și cred că asta este lucrarea noastră pe care trebuie să o facem pentru asta credincioșii trebuie să-și rezolve neiertările conflictele sau știu ce alte tensiuni, trebuie să trecem peste asta pentru că dacă, dacă le ducem la nesfârșit Dumnezeu spune că așteaptă ca să vadă ce ai făcut cu talanții pe care ți-ai încredințat iar pilda talanților și apolilor ne spune că cel care a îngropat talantul nu e creștin de, de fapt Asta e realitatea. Cel care a îngropat talentul nu e dintre cei mântuiți. Spune că celui care da, și-a îngropat talentul, l-a dat celui ce a avut 5 și a făcut cu ei 10 și el a aruncat în focul care arde cu foc și cu joasă. Exact. Iazul de foc. Acum, ideea este că nu-i creștin să îngropi talentul. Și noi trebuie ca și creștini acum să ne punem în rânduială, să fim roditori, să începem să slujim pe Dumnezeu, pentru că se cer de la noi roadă. Se cer roadă, nu doar să fim mântuiți. Și trebuie să-ți faci lucrarea. Acum oamenii vor vrea să doar că la Dumnezeu. De teama războiului, de, știu eu, nu mai au ce mânca și tot felul joburi, nu mai au joburi sau tot felul de alte probleme și noi va trebui să fim gata să-i slujim pe ei. Și pentru asta noi trebuie să ne punem într-o stare după voia lui Dumnezeu. Eu cred că voia lui Dumnezeu prin aceste conflicte este să ne trezească pe noi, cei din Pe cei din Da. Pentru că, știi cum e, Dumnezeu știe că omul e sensibil la necaz, e sensibil la. Da. îi se moaie inima. Da. da. La bine, de obicei omul o ia rasna sau uh -huh. se abate. Uite de Dumnezeu, se abate. Da? Și noi, între noi, vă suntem mai uniți când suntem la necaz decât suntem la bucurie. Uh -huh. Uh -huh. Da? Nu uităm din nou că suntem umani, da. suntem oameni. Așa că Dumnezeu îl permite lucrurile acestea, tocmai pentru a ne arăta, bineînțeles, el are planul lui al istoriei, știe. Istoria se, se îndreaptă spre ceea ce Dumnezeu a prorocit și s-a scris de, din, da, de, de mii de ani. Deci, știm că va fi la, la un moment dat, nu uita că noi să ajungem într-un Ierusalim, într, într un pământ și un cer nou. Exact. Ierusalimul Ceres. Deci, cam acolo e destinația finală. Da. da? da. Deci, restul ce să întâmplă sunt doar niște etape pe care le parcurgem Că se vor întâmpla asta uh, toate în generația noastră sau în altă generație, uh -huh. ideea este că suntem și noi pe parcursul acesta, pe drumul acesta al, al uh, finalului, al drumului final către un cer nou și un pământ nou. Da. Uh -huh. Ne dorim asta, că de asta ne-am și pocăit, să fim da. împreună cu Domnul. Da. Dar ca să facem treaba asta, uh, bineînțeles, noi suntem împreună și spune spuneai tu foarte important că una din actitudinile pe care le avem în zona aceasta de conflict, în care vedem că Dumnezeu sună clopoțelul, uh -huh. atenționează, ne dă semnale. Bun, când a scris Matei mesajul ăsta? Cu mult timp înainte. Da? În primul da. secol, probabil. De ani, da. Da? Da. E valabil și astăzi, cu o intensitate <laughs> mult mai mare. Gândește că Dumnezeu a știut lucrurile acestea, că se va, cu știrea Lui, cu permisiunea Lui. Tocmai pentru a ne aduce noi aminte că dacă stăm pe scaun prea mult și dormităm acolo, stăm în starea de nepăsare, nu vorbim, nu ne rugăm, nu citim, nu facem nimic, nu aducem rod în niciun fel, nu suntem reprezentanții păcii, lusarea și lumina, lumea se va... Am putea salva, nu că Dumnezeu n-ar avea uneltele sau îngeri sau știu eu, alții, dar Dumnezeu ne dă și nouă și asta e talentul despre care vorbeai exact. chemarea aceea, dimiterea Facem și noi ceva. Deci, a spune că e o responsabilitate foarte mare și. Da. Dumnezeu trebuie să. Nu știu, Dumnezeu are metode Lui de a ne scutura, ca să nu zic altfel. Da, da. De a ne scutura și de a ne aduce la realitate. Adică, cum să spun, nici noi nu trebuie să, căutăm, să o căutăm cu lumânarea, să ne așteptăm ca Dumnezeu să vină, să da. ne lovească, să ne ciupească așa sau să ne dea puțin cu nuielușa, să ne trezească din somnul acela. Reduce la moarte. Da, da. Oamenii lui Dumnezeu care sunt slujitori, care îl fac voia lui Dumnezeu în momentele acestea, ei trebuie să știe că înainte să fie foarte bine, va fi mai rău. Da. De aceea, noi trebuie să ne așteptăm la o complicare a, 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 deci a conflictelor. Acestea se vor inflama, ciumi, tremure tot felul de lucruri. Că Domnul Isus așa avertizează. Vești de războaie vedeți să nu vă spăimântați, pe locurile vor fi cu tremure de pământ, foame, ciumi, toate lucrurile acestea vor veni și se vor intensifica, vor fi vremuri grele chiar și pentru biserică. Chiar dacă biserica nu are același destin ca și Israelul. Noi așteptăm o răpire și răpirea aceasta va veni undeva înainte de uh, declanșarea marelui necas, al lui Iacov, să spunem. Uh, și noi trebuie să știm că Dumnezeu însă nu îngăduie mai mult decât putem duce. Noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, trebuie să avem încrederea aceasta în Dumnezeu, că El nu dă decât atât cât putem duce și să știm că prin credință va trăi cel neprihănit. Adică noi trebuie să avem totdeauna încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, încredere în Dumnezeu, în toate circunstanțele în care ne aflăm. Pentru asta noi trebuie să trăim sănătos în vremurile acestea. Asta aș vrea să accentuez în, în partea finală sau în a doua parte. Și anume, noi ca și copiii Lui Dumnezeu, ca oamenii Lui Dumnezeu, în perioada aceasta de conflict, de tulburare, de schimbare radicală, de viață, de ritm, trebuie să trăim sănătos. Ce înseamnă asta? În fiecare zi trebuie să începem cu Dumnezeu. Trebuie de fiecare dată dimineața, știu că suntem ispitiți cu toții și eu sunt ispitit, să alerg repede la știri, să văd ce s-a mai întâmplat, nu mai spun că sunt atâtea grupuri de socializare care trimit tot felul de mesaje, clipuri, videouri. Trebuie să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să ne lăsăm uh, agitați de vremurile în care trăim. Noi ca și creștini trebuie să fim atenți asupra uh, videoclipurilor cu puternic impact emoțional. Am văzut pe unii oameni care, domnule, excelează în videouri dintre acestea sângeroase, da. copii ard, femei uh, batjocorite. Domnule, Isea vorbește și de capitolul ăsta și spune, ferici de omul care își ferește privirea să vadă, știți, știm cu toții că Israelul nu a difuzat pe post toate videourile pe care le are. Le-au dat la un moment dat, spune, în Parlament, veniseră niște invitați din state, din Europa și au văzut și ei și spune că unii demnitare, ce li s-a făcut? Au început să plângă. n a putut da. să mai reziste. De ce? Pentru că noi trebuie să înțelegem că nu, nu e o soluție. Adică nu trebuie să ne uităm la toate atrocitățile care se întâmplă. Știm, le credem. Nu băgăm capul nisip. Dar trebuie să ne rugăm pentru asta. Sunt oameni care acum aruncă în stânga și în dreapta cu toate acele imagini și cu toate acele videouri. Nu este în regulă. Sunt oameni care ei înșiși nu au sufletul rezolvat și caută cumva... Cu ocazia războiului să agite în jur. Nu, noi trebuie să rămânem echilibrați. Căutăm să fim utili, să ajutăm, dacă se poate, pe uh, și eu, Israel, pe evrei, dacă avem posibilitatea aceasta, să fac donații, strângeri. Uh, trebuie să rămânem credincioși în locul în care ne-a pus Dumnezeu. Și productivi. Trebuie să continuăm să ducem lucrarea mai departe. Trebuie să slujim pe Dumnezeu până la final. E clar, ce se întâmplă acum, ne apropiem de final. Se vor accentua din ce în ce mai mult aceste uh, conflicte, aceste tensiuni, și Domnul va veni. Dar noi trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu în perioada aceasta. Și trebuie, într-adevăr, să ne facem utili atât pentru Israel, cât și pentru ucrainieni și uh, pentru uh, credincioșii care sunt în comunitățile noastre. Da. Acum, hai să ne uităm puțin ca să nu fim uh, doar, să spunem așa, uh și la cauza doar a unora. când vorbim de pace, noi căutăm pace inclusiv cu dușmanul, da? Uh -huh. Și vorbim de dragostea aceasta care biruiește ura și dragostea față de dușman, față de cel care dorește moartea. Domnul Hristos a făcut treaba aceasta și chiar uh, s-a rugat pentru. Da? Doamne, uh -huh. iar pe uh -huh. nu știu uh -huh. ce fac. Uh, dacă ne uităm, așa și creștinește în mod special, dar inclusiv din zona aceasta umană. Dar hai să ne uităm întâi la Sfânta Scriptură. Acum, cu siguranță, nu sunt de acord cu ce fac soldații ruși, nu sunt de acord cu ce fac uh, uh, teroriștii, da? da, da. Uh, mai ales că între... Uh, Grupele acestea care, care se luptă, deci între armata hidraliană, de exemplu, și Hamas, există o mulțime de oameni care nu au nicio treabă. Sunt civili, uh -huh, copii uh -huh, și alte correct, lucruri. Da, da. Deci sunt foarte multe uh, efecte colaterale. Oamenii mor. Și în Ucraina ai văzut cât civili au murit și oamenii vinovați care pur și simplu uh -huh. au fost la timpul nepotrivit, în locul nepotrivit, să zic așa. Da, uh, <laughs> susținem pacea, susținem cauza celor nepăstuiți, a celor... Răniți, acelor care au fost cotropiți, omorâți da, da. Da? în casele lor. Dar ce am putea face? Care ar trebui să fie atitudinea noastră de cei care, totuși, sunt în direcția greșită, dar totuși sunt oameni și, uh -huh. uh, teoretic, cât sunt în viață, dacă se pocăiesc, au exact, au șansa la mântuire. Uh, și ce? pentru că am văzut și așa comentarii că noi, într-adevăr, suntem numai pro-Ucraina, suntem numai pro israel dar. Da. Pe civilii, pe alții da. care sunt din tabăra cealaltă sau cel puțin nu sunt evrei, îi ignorăm și nu ne interesează de civilii din Gaza, de cei care sunt și români printre ei, cei care suferă, care mor, pur și simplu că sunt acolo, nu... Nu sunt teroriști, dar sunt civili. Da, eram într-o biserică și uh, toți și creștinii din biserica respectivă era pro-Israel și Doamne, îndură de Israel și de pace în Ierusalim. Și la un moment dat a venit o evreică împreună cu tatăl ei în biserica respectivă, venise în România pentru, era româncă și israeliancă și am fost impresionat că ea a ieșit, a depus mărturie despre ce s-a întâmplat acolo, cum este în Israel și după ce a vorbit să vă rugați pentru Ierusalim, a spus la un moment dat și să vă rugați de ce nu și pentru palestinieni. Ca Dumnezeu să-i cerceteze în al 12-lea ceas și, și noi ceilalți eram toți pro Israel și tocmai ea evrei care ne-a spus să ne rugăm pentru palestinieni. A fost o cercetare pentru mine și am zis, zic, măi, uite, asta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, e, e, noi, într-adevăr, vedem ororile, da, Hamasului, asta e și al Rusului la fel. Și ne dăm seama, nu e ok ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu de sus, el caută mântuirea sufletelor și el caută să salveze pe toți. Și uh, vedem că mântuirea este cumva condiționată de Isus Hristos, dar, în același timp, mântuirea este nepărtinitoare. Dumnezeu cheamă pe toți la mântuire. Deci toți pot fi mântuiți dacă vin la Domnul Isus. De aceea, noi în aceste conflicte trebuie să fim capabili și în stare să ne ducem cu Evanghelia la toți, inclusiv la palestinieni și la Hamas, dacă îi prindem. Și pe aceea îi putem evangeliza sau putem să le vorbim de Dumnezeu. Acum, suntem oameni, ne dăm seama că, noi sunt unii oameni care sunt efectiv demonizați, adică s-au da. -au dus în direcția rea, dar noi trebuie să rămânem cu mâinile deschise și cu ochii deschiși față de toți oamenii. Ceea ce înțelegem noi pe ansamblu este că Dumnezeu caută să ne pregătească pentru lumea de dincolo. Lumea aceasta e în picaj. Lumea aceasta va trece. Va veni unul, tensiunea crește pe pământ și va veni unul care va încerca să rezolve toate aceste tensiuni. Și acesta va fi anticristul. Se spune despre că va fi un... gen. o soluție umană. Da. La? Că la, la Avram, da. Și asta va fi cea mai catastrofală soluție. Deci, asta va duce lumea în cel mai grozavă pace colaps. falsă. Va crea, da. va doi o pace, dar nu va fi pacea lui Dumnezeu. Da, deși, deși el are o domnie foarte scurtă, totuși se spune despre, despre lucruri extraordinare. Va fi un geniu politic, va strânge toate națiunile, va face pace între toți oamenii și nu rientul mijlociu. Va face un legământ trainic de șapte zile, da, de șapte ani, înțelegem noi, profetic. Va fi un geniu financiar. Nimeni nu cumpără și nu vinde dacă nu zice că el. Cumva va controla toată piața aceasta, aia, exact. da? economică. El va fi uh, un, uh, un geniu intelectual, el va fi un predicator persuasiv, el va ști cum să motiveze pe toți, da. El va ști cum să-i lege pe toți, cum să-i unească. Uh, va fi ceva ce până acum nu s-a văzut. Se spune că va face minuni și semne și mulți oameni vor fi amăgiți de asta. Iar în cele din urmă, se pare că va fi și un genius spirituală, în sensul că se va da drept Dumnezeu. Pavel spune că nu va veni Domnul până când să nu se ridice acest om și care se va aduce în templu și se va da drept Dumnezeu. Noi poate nu prindem momentul acela că spune nu va veni răpirea Domnului până să se arate, dar nu neapărat până când va intra. Exact. Dar spune că El va intra, asta va fi planul Lui. Ceea ce vreau să spun este că lumea aceasta va fi amăgită cel mai rău posibil, spre final. Va fi foarte rău. Omul acesta va veni și va face pace pe Dar pacea aceasta va duce neamurile înspre cel mai mare păcat. Ei vor huli pe Dumnezeu, se va urca în Templu și se va da drept Dumnezeu, chiar Israel va fi amăgit în prima fază. Și asta trebuie să ne așteptăm. Știm că în direcția aceasta mergem. Conflictele cheamă erou. Conflictele cheamă un erou ele fac apel la cineva care să vină și să rezolve. O să vină. Se vor intensifica. Noi ce trebuie să facem în momentul acesta? Știind toate aceste lucruri, noi știm că vom fi răpiți, biserica, credincioșii, suntem pe final. Suntem pe final. Vom fi răpiți, noi pentru asta trebuie să fim foarte expliciți și foarte clari cu toți oamenii. Pregătiți-vă, vremurile sunt pe sfârșit, după aceea Domnul Isus va veni și își va izvăvi poporul din uh, mâna tuturor neamurilor care vor fi în jurul acestui popor și atunci va începe o pace de 1.000 de ani da, împreună cu Domnul Isus și în cele din urmă vor fi prefăcute da, ceruri noi, pământ nou și eternitatea va începe cu Dumnezeu. Noi pentru asta trebuie să ne pregătim. Asta este planul lui Dumnezeu, mântuirea. Nu ne uităm doar la un conflict. Cine bate... Cum bate? Cine are dreptate? Cine are dreptate? Gândește-te că se vor sărși toate. O trebuie să fii de partea Domnului. Și marea bătălie se dă pentru mântuirea sufletelor. Diavolul acum are multă putere de seducție, atrage atenția tuturor oamenilor cu toate aceste necazuri, nenorociri, probleme. Și oamenii mai greu au aud Evanghelia, cum poate. Dar în același timp trebuie să știm că este și un mare secerișă în vremea aceasta. Biblia spune, arceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu, vor rămâne atar și vor face mari sprăvi. Când? Și în vremurile acestea de sfârșit. Și aici trebuie să uh, căutăm să ne încadrăm noi. Să rămânem treji spirituali și să rămânem tari din punct de vedere spiritual. Stând în prezența lui Dumnezeu, trăind împreună cu Dumnezeu în aceste necazuri. Pentru că nu, noi suntem străini și călători în lumea aceasta. Nu avem aici casă pe pământ. Noi chiar dacă suntem români, noi nu Ținem în România, noi ținem cu Lui Dumnezeu cu cerul. Bineînțeles, suntem și naționali, liști, adică iubim poporul nostru și toate națiunile, dar ele trebuie să se împace cu Dumnezeu. Ele trebuie să fie salvate, mântuite. Lupta este pentru mântuirea sufletului. Despre asta e vorba. Și în conflictele acestea vedem că diavolul ce a făcut prima dată? A încercat să împiedice nașterea Domnului Isus. De aia prigonea sămânța încercat să o altereze la potop, asta se pare că se încerca, de aceea Dumnezeu a lăsat pe noi și familia lui, care erau curați și neprihăniți în fața lui Dumnezeu. A venit Avram, s-a născut Isus și după ce s-a născut Isus, a fost prigoană mii de ani pentru o biserică. Acum ce se urmărește? Urmărește distrugerea lui Israel și îl ține pe om, poporul acesta îl ține în împietrire diavolul. Uite pe Israel cât de împietrit rămâne. Și încă nu se trezește. Crește lucrarea mesianică și în Israel, dar diavolul la măgește cu. Israelul este atacat, de fapt, lumea întreagă, ca să spunem așa, prin distrugerea Israelului este atacată toată lumea. Și hai să înțelegi de ce spun lucrul acesta. Sunt două mari atacuri. Pe de-o parte, este atacul acesta, hai să zic așa, atacul la istorie și la geografie. Practic, deconectarea Izraelului de pământ, de tot ce s-a întâmplat, ca și cum n-ar fi existat uh -huh. acolo, nu s-a întâmplat nimic. Au fost așa, au apărut din ea, deci se neagă absolut toată istoria da, și apoi da. legătura cu pământul, cu teritoriul, cu Canaanul. Uh -huh. Sunt inclusiv uh, UNESCO spune că Israelul nu, pământul de acolo nu aparține sau nu uh -huh. e recunoscut că, da, oarecum, uh, așa cum sunt, ocupanții, așa sunt adățați da, și tratați. Ocupați, da. da. Ocupanții, oameni care au venit și au dat palții la o parte și s-au așezat ei. Uh -huh. Deci, pe de-o parte, se dorește oarecum și Iranul dorește asta și alții, ștergerea Israelului de pe hartă. asta? Ai auzit, da da? Da, da? da. Deci, practic, este un atac la identitate, la. Exact. Până că dacă uh, uh, arabii vor renunța la arabii, uh -huh. dacă teroriști, în general, uh, dușmanii Israelului vor renunța la arme, va fi pace. Adică Israel, dacă Israelul, dacă va renunța la arme, va fi, nu va mai fi Israel. Exact, așa este. Da? Așa a spus uh, uh, Golda Meir. A, uh -huh. a, uh, a, uh, a ocupat funcția de prim-ministru mulți ani în urmă. Uh -huh. uh -huh. uh, asta odată. Iar o dată. Iar un atac și aici ne, ne, ne implică și pe noi este atacul ăsta ideologic. Da. Asupra, atacul, asupra valorilor iudeo-creștine. Uh -huh. Pe păi cine a vorbit prima dată de libertate, de dreptate? De dragoste. Unde le găsim asta? Da, da, exact, Pentru exact, când exact. sunt atacate aceste principii de viață, da. atacă exact la originea exact. umanității, da? Da, da? Deci, prin atacarea asta, practic, se șterge pe de-o parte, știi, că merge și în urmă, în direcția opusă, uh -huh. inclusiv din istorie, din tot corect, ce a, influența corect. culturii, da. din tot ce a însemnat, inclusiv cartea aceasta a drepturilor omilor. da? Da? Universalitatea aceasta. aceasta a valorilor. Da. Sunt da. inspirate de unde? Din da, da. lege, din lege, din context. Dumnezeu. Este cum spune în Apocalipsa, și că balaurul uh s-a dus după femeia care trebuia să nască pruncul da? pe Fiul lui Dumnezeu, după ce l-a născut, s-a întors spre femeie, să o distrugă, adică spre Israel. A încercat să împiedice, a încercat să nu se nască Fiul lui Dumnezeu, s-a născut, acum distruge, dacă se poate, trecutul. Ca să, exact. Să-și instaureze el legea lui. Deci, practic, orice influență, pentru că de -Dumnezeu. ce? Dumnezeu. în planul ăsta al nostru, acum, hai să vorbim și de așa de, de sus puțin. Dumnezeu, în dragostea lui, de la căderea omului, el a știut soluția, că va fi cineva, că uh -huh. e Domnul exact. Hristos. Da, da. Dar ca să facă lucrul acesta, trebuie să treacă un timp, și încă suntem în timpul acela, în care Dumnezeu s-a folosit de o familie, de. A, de și că astăzi înseamnă de, de Avram, s-a folosit de un, un om, de Avram, uh -huh. apoi de un popor, de poporul Israel, ca să ducă platul acesta de mântuire. A avut deci națiunea aceasta, s-a folosit Dumnezeu de ea. Iată, că asta planul de mântuire, da. trece pe acolo. Da. Da. N-am cum să. Așa că, Florin, este clar de înțeles că noi, în calitatea noastră de creștini, că am întrebat ce facem. În primul rând, să căutăm pacea cu Dumnezeu, Amin. așa ai zis. Uh -huh. Pentru că lucrurile se întățesc. Uh -huh. Și ca densitate, și ca intensitate. Uh -huh. Lucrurile devin foarte vizibile. E greu să nu observi că se întâmplă ceva da. mai mult decât altă da. Pe de altă parte, să iubim și să ne fim utili, să ne întoarcem la identitatea noastră. Văd asta, am observat că ai, mereu ai spus, Dumnezeu vrea să facem noi ceva. Da. Ca să fie pace, noi trebuie să facem ceva. Și ca să fie pace, cu alte cuvinte, ca să pregătim venirea Domnului. În primul rând, să fim noi pentru noi și apoi să pregătim calea, sau cum să spun eu, contextul astfel încât și alții să cunoască pe Domnul. Da, deci, ca să fie pace. Noi ar fi să, și noi ar trebui să facem ceva încât să vină pacea aia de plină care e Domnul Hristos. Uh -huh. uh, da. Un gând, un verset așa de încheiere. Uh, da. Florin, te rog. În încheiere m-am gândit la versetul acesta pe care Pavel dă roman 13 11 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut se apropie ziua, să ne desbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în certuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Asta ar fi îndemnul meu pentru ascultătorii noștri și anume... Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele Luminii. Să ne pregătim pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Domnul se apropie să vină. El va îndrepta toate lucrurile de pe Pământ. El va înlătura păcatul, nelegiuirea pe Satan și chiar dacă va fi mai rău în viitorul apropiat, după aceasta va fi foarte bine. Noi să ne pregătim pentru acel foarte bine. Și asta este celul nostru și gândul nostru. Noi suntem propovăduitori ai neprihănirii, ai Domnului. Domnul Isus va rezolva conflictul acesta care acum începe și nu cred că se va liniști decât sporadic pentru a începe și mai tare. Domnul va liniști, dar noi trebuie să ne pregătim pentru uh, acel Domn. Să facem pace între noi și Dumnezeu și să slujim pe Dumnezeu în condițiile acestea pe care le avem. Slavă Domnului! Florin, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o discuție plăcută, încurajatoare, motivatoare pentru a face ceva. Să ne așteptăm Dumnezeu să căutăm pacea și să ajutăm și pe alții să-și găsească pacea întâi cu Dumnezeu și apoi cu semenii. Mulțumesc mult pentru prezență, Domnul să binecuvânteze lucrarea la care te-a chemat și Amen. să mergem așa, cum spune Scriptura, căutând pacea și să ne ducem la îndeplinire planul pe care Dumnezeu ne-a dat. Să ne punem talentul la loc. Fii binecuvântat! Amin. Mulțumesc de invitație, domnule, să te binecuvinteze. Timur, prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi. Până data viitoare, ne vă salutăm și vă spunem la revedere!